Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim, iar astăzi în platou un coleg de arme. Bine ai venit, Florin Bodin, în Silvia, platou. Bine te-am găsit, bine v-am găsit și pe voi. Suntem la emisiunea Studenții de ieri, da? Tu realizezi o altă emisiune foarte cunoscută la Teleuniversitate, așa nume Cariera Ta, care este despre studenții, ajuți să-și găsească oportunități de carieră, ai invitat numai unul și unul din domeniile industriei, afaceri, tot felul. Spune dacă vrei să mă completezi. Să știți, Silvia, că la început mă gândeam că trebuie să invit doar directori de firme, da, doar oameni foarte bine realizați din punct de vedere profesional, dar am realizat în timp că și un student care tocmai și-a încheiat un stagiu de practică la o anumită companie, poate să vină și să împărtășească lucruri destul de interesante colegilor săi. Ulterior am văzut că nu doar absolvenți de Politehnic, așa cum mă gândeam și cum este și în emisiunea ta, pot invitați aici, ci și pur și simplu reprezentanți ai companiilor care vin să prezintă oportunitățile pe care compania respectivă le are pentru studenții săi. Și de ce emisiunea asta? Pentru că nu facem altceva decât să dăm cât mai multe exemple, în primul rând studenților noștri, apoi absolvenților, exemple de carieră și rețete și trasee profesionale deosebite, dar și elevilor care sunt interesați de oferte educaționale a Politehnicii să vadă cam ce înseamnă cariera unui student sau unui absolvent de Politehnică. Ce a însemnat pentru tine studenția la Poli, pentru că ai absolvit Facultatea de Mecanică, am început-o în 2000, veneam de la Arad, terminasem un liceu cu specific feroviar, liceul CFR din Arad, așa se numea atunci, acum se numește Caius Iacob. Dar ce te gândeai atunci că vrei să te faci când ești mare? Adică te-ai dus la liceul feroviar. Ce a fost în mintea ta? Unchiul meu era ceferist și îmi doream foarte mult în anii respectivi să îmbrățișez meseria pe care o avusese dânsul. Și atunci, pentru că în Arad nu găsisem specializarea la universitatea de acolo, am găsit specializarea de ingineria transporturilor la Facultatea de Mecanică și în 2000 mi-am început studiile aici. Iar 5 ani de zile, atât a durat ciclul licență. Ai făcut 5 ani facultatea? Apoi încă 2 ani de master, era și primul an în care tot 2 ani de zile se făcea. Chiar dacă trecuseră de la 5 ani la 4 ani, rectorul de atunci decisese să rămână, să se treacă și la forma de 2 ani de master. Pentru că până atunci făcea 5 ani de licență, 1 an de master. Așa că am prins 7 ani de studenție la Politehnică. Cum a fost? Acum știi, din perspectiva omului care aude toată ziua studenții, le vede problemele, le gestionează. Mă plimb în fiecare an, din 2006 încoace, mai puțin în 2020, când situația actuală nu ne-a permis, prin circa 100-150 de licee, depinde de an, și ne întâlnim cam cu vreo 15.000 de elevi. Din toată țara? Din 9 județe, de unde Politehnica are bazinul principal de recrutare. Și atunci le spun elevilor, printre altele, că studenția, dacă știu cum să-și ocroiască, și de asta suntem noi acolo în licee, prezenți, învățăm cum să-și aleagă o facultate în cunoștință de cauză și care sunt lucrurile de care trebuie să țină cont, studenția poate fi cea mai frumoasă perioadă a vieții. Și asta o spun din experiență proprie, pentru că în anul 2000, când am venit în Timișoara la Politehnică, am locuit în Căminul 2 complex, deși a fost destul de interesant așa să conviețuiesc cu colegi în cămin din toate regiunile. De ce ai început cu deși? Țării. Urmează o parte nu prea plăcută. În anul 2 m-am mutat într-un apartament în zona Gării, dar bineînțeles că toată treaba s-a ținut doar un an, pentru că după aia m-am întors înapoi în cămin, pentru că tot mai fain era în cămin.
Și eu consider că studenția care nu e petrecută în cămin nu e studenție. Ce să mai zicem de anul ăsta, că deja toată lumea se gândește? Timișoara e un oraș universitar. Da. Putem spune că complexul studențesc este un oraș în oraș, în care aproape, dacă nu greșesc, 27.000 de studenți locuiesc. Și atunci, forfota aia de dimineața, când se vine pe alea studenților la școală, forfota de pe Pârvan și de pe străduțile adiacente care vin spre facultăți, nu numai Politehnica, ci celelalte universități, plus nebunia de seara din complexul studențesc, nu se compară cu nimic. Ce ți plăcea să faci așa într-o zi normală? Bine, mă gândesc că e diferență între anul 1 și anul 5. În anul 1 mergi la toate cursurile, în anul 5, gata. M-am dus la toate și în anul 5. Să știi că aveam un program foarte încărcat, pentru că chiar din anul 1 de facultate, întâmplarea a făcut că atunci când Liga Studenților a venit să se prezinte în anul nostru, i-am zis, hai să vedem, eu și împreună cu alți colegi, să vedem ce o fi și asta. Rapid am rămas așa dezamăgiți de ce se întâmpla în perioada respectivă, de interesul pe care probabil reprezentanții studenților în acea vreme și îl dădeau pentru cei pe care îi reprezentau. Ți s-a aprins un beculeț? Și atunci nu m-am mai dus, dar la o lună după chestia asta, cei de la Liga au venit și i-au provocat alegerile de șef de an. Și atunci eu nu am candidat, dar o colegă n-a avut de lucru și m-a propus. Iată că am și ieșit. Și bineînțeles că era o perioadă în care erau destule probleme. Nu degeaba prin 2002, 2003, 2004 au fost grevele alea foarte mari studențești. Și mi-am spus, nu prea am cui să spun problemele astea. Adică, na, sunt probleme cu care ne confruntăm și asta e. Și atunci am decis să mergem cu toții la Liga. Să spunem problemele cu care ne confruntăm. Dar cei din perioada respectivă au înțeles că noi vrem să-i detronăm, ceea ce nu se întâmplase. Noi nu pentru asta ne-am dus acolo, ne-am dus să cerem sprijin. Dar întâmplările, nu le povestesc pe toate, fac să ajung reprezentantul studenților de la Facultatea de Mecanică și, bineînțeles, să fiu și promotorul, eu știu, mișcărilor studențești în 2002, în care mi-aduc aminte și acum așa cu un oarecare nod în gât. Nu știam ce ne așteaptă. Ne întâlniserăm la COSPOL, Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică, și planificasem, după ce ne tăiaseră drepturile pe calea ferată, ne tăiase din subvențiile pe cămine, cantine, să ieșim în stradă. Și atunci mi-aduc aminte când, înainte de ora 10, când trebuia să înceapă mișcarea noastră, să ne întâlnim cu toții, să trecem la toate facultățile, să ne îndreptăm spre prefectură, mi-aduc aminte dubele de jandarmi, mașini de pompieri, de poliție și așa mai departe, care se strângeau acolo. Apoi s-a umplut curtea Facultății de Mecanică și atunci când am plecat, îmi aduc aminte și acum imaginea bulevardului Pârvan, de la Electro și până la Vidu, tot bulevardul plin de studenți. Și mi-aduc aminte, eram cu mai mulți colegi, printre care și Andrei Crăciun, și mi-aduc aminte că orice am fi strigat în portavocea respectivă, în secunda următoare toată mulțimea scanda lucrul respectiv și sunt așa experiențe care te marchează destul de puternic. Și mai îmi place mie să răspund și celor din anul întâi, atunci când sunt prezentări ale Ligii și cheamă foștii președinți să le povestească puțin din ce a însemnat istoria Ligii. Pe vremuri, mi-aduc aminte că nu eram foarte băgați în seamă, chiar dacă eram atât de mulți, și mi-aduc aminte de un moment în care am zis, dacă guvernanții nu ne ascultă, poate ne ascultă Dumnezeu. Și ne-am întors cu spatele spre prefectură, ne-am pus în genunchi și am început să spunem Tatăl nostru. Și ăla a fost momentul în care toate televiziunile transmiteau chestia asta, iar după puțin timp eram invitați la Ministerul Educației să negociem drepturile care de altfel le meritam. De atunci ai făcut un pas natural cumva spre a orienta studenții, a le lumina puțin. Da, eu am fost întotdeauna adeptul următorului lucru. Nu-ți place, pune mâna și fă. Și mi-aduc aminte că din postura de reprezentant al Ligii de la Mecanică,
nu îmi plăceau anumite lucruri asupra, eu știu, felului în care complexul studențesc arăta. Și eram conștient că cu investiții și cu investiții minime și cu demersuri puține, complexul poate să arate. Ca de exemplu, dăm un exemplu concret. Ce te deranja foarte tare? Erau foarte multe mașini de mult timp care, eu știu, pe post de pave, plină de oameni ai străzii care erau prin parcările cămine. Abandonate. Mașinile, și nu numai mașinile, ci pur și simplu mașine erau parcate și pe spațiile verzi, între cămine. Curățenia, eu știu, în spațiile care nu erau ale universității lor neapărat lăsat de dorit. Ci arăta destul de urât. Și atunci, pur și simplu, ne-am îndreptat în prima fază spre Politehnică, apoi spre primărie și toată lumea pasa lucrurile de la unul la celălalt. Până când, într-o bună zi, am invitat în sala 196, la mecanică, și reprezentanții primăriei și reprezentanții universităților. De ce reprezentanții universităților și ai studenților? Pentru că în momentul în care ne-am zis la primărie, cine este Zoiliga de la mecanică? Dar în momentul în care ne-am unit forțele, și cei de la Politehnică, și cei de la Universitatea de Vest, și cei de la agronomie chiar, și de la medicină, deja a fost altceva. Asta e unul dintre momentele de genul când imposibilul e făcut posibil, exact. Sau nu există, nu se poate. Exact. Și atunci, pur și simplu, lucrurile au început să se miște în complexul studențesc. Mai știu că erau lucruri care ne deranjau, printre care acele terase care acum împânzesc, cel puțin de la cantină spre căminul 11, împânzesc locurile dintre cămine, chiar și la geamurile căminelor. Nu le-am suportat nici acum. Lucrurile astea nu le suport nici acum. Sunt de acord că studenții trebuie să aibă unde să-și cumpere diverse lucruri, dar nu chiar la geamul căminelor. Și atunci a fost o întâmplare interesantă și cu felul în care am luptat noi, nu noi, nu numai eu, să dispară acele lucruri. Dar m-aș opri aici să povestesc. Vreau să te întreb, Florin, cum a fost anul ăsta pentru tine, pentru voi la Centru de Consiliere și Orientare în Carieră, pentru că e un an total atipic, diferit, nimeni nu se aștepta la asta. Ce s-a întâmplat acolo? Zilele carierei au fost total altfel? Aș începe mai din timp. În una din vizitele pe care le-am avut în afara țării, la Bari, în Italia, am observat că în acea universitate exista centre de carieră. Și am constatat ulterior că și la noi exista un centru, mă rog, un angajat cu jumătate de normă. Da. Și ne-am oferit să-i acordăm sprijinul. I-am acordat atât de mult sprijinul din postura de atunci de președinte de ligă și de reprezentant la nivel de politehnică, încât și astăzi fac cu drag și am ales calea asta, n-am ales, adică am lăsat pe locul 2 calea ferată, care mi-a plăcut și îmi place și acum destul de mult. Te-o fi ales ea pe tine. E într-un declin. Calea. Și atunci, bineînțeles că fiind inginer și nefiind specialist în științele educației, ulterior am urmat și programe de formare și de master la Universitatea de Vest, astfel încât să corespund și din punct de vedere al pregătirii profesionale. Și nu numai atât, dar am invitat la Timișoara în 2006 toate centrele de consiliere și orientare în carieră care existau la momentul respectiv, astfel încât să începem să pilotăm programe, să facem schimburi de experiență, astfel încât să acordăm studenților un sprijin cât mai eficient în carieră și ulterior și consiliere psihologică și, mă rog, toate serviciile pe care le oferim. Bineînțeles că până înainte de pandemie, am reușit să facem 15 ediții de zilele carierei, la care adunam câte 6.000 de studenți, absolvenți, câte 50, 60, 70 de companii interesate și asta de două ori pe an, deci mulțim cu doi. Cine a fost mai interesat, studenții sau firmele? Când eu spun că în egală măsură. Eu spun că în egală măsură pentru că toate companiile mari care angajau au fost prezente la târg și nu a trebuit să insistăm noi foarte mult decât la început, când am creat evenimentul undeva prin 2012. Da, firesc. Dar a venit și perioada asta de care sperăm să scăpăm cât de repede și dacă în aprilie am reușit să facem așa o ediție, nu mă feresc, strânsă de gât cu câteva companii și cu puțini studenți, iată că am reușit acum, în octombrie,
să avem peste 2000 de studenți care au participat la conferințe online, ceea ce e lucru mare. Astăzi, când studenții sunt sătui de atât online. Exact. Și iarăși am avut un număr destul de important de companii care au venit cu peste 20 de companii interesate, care au venit cu oferte și în această perioadă destul de dificilă. Cum le-ai sugerat tu studenților, hai să nu zicem sfătuiești, deși ai fi în super măsură să faci asta, să își abordeze drumul într-o profesie? De exemplu, ai terminat la poli, orice specializare, ce să fac? Care e următorul pas? Ei să trebuie să facă în felul următor, să se gândească încă din anul întâi. Că una este când pornesc la drum și deci încă din anul întâi. Da. Bun. Una este când îmi stabilesc traseul și îmi place să compar mereu cu o excursie. Suntem la final de an universitar. Una este când acum eu zic colegilor mei din postura de șef de an, hai să facem revelion împreună, să spunem că și putem chestia asta. Și constat că fiecare deja are câte un plan, că nu mai găsesc locații disponibile, că totul făcut în pripă nu prea are șanse foarte mari de a ieși ceva extraordinar. Sau altă este când spun cu câteva săptămâni înainte chestia asta. Ei, tot așa este și în carieră. Dacă din anul întâi încep să mă gândesc că vreau să pornesc pe drumul, adică dacă termin, vreau să lucrez în domeniul respectiv și îmi fac și un test de interese și văd că eu mă potrivesc cu o anumită zonă. Și văd în zona în care vreau să mă duc care sunt competențele pe care le cere angajatorul. Și atunci încep să îmi dobândesc aceste competențe până la final, cu siguranță că mă duc pe un traseu sigur. Și asta îi sfătuiesc eu pe studenți să facă. În primul rând să-și planifice timpul, astfel încât să poată să profite și să poată să spună ce spun și eu, că studenția a fost cea mai frumoasă perioadă din viață. Dacă nu planific timpul, fac de toate și nimic. Dacă îmi planific timpul, am timp să și învăț și am timp să mă și distrez și să profit de studenția, care, repet, este cea mai frumoasă perioadă din viața noi tineri, dacă o și planifică, dacă și o și organizează. Și atunci le spun studenților mereu, școala te ajută să dobândești cunoștințe teoretice, te mai ajută să dobândești și o parte din cunoștințele practice de care ai nevoie, dar de cealaltă parte trebuie să te preocupi tu singur. Mergând la zilele cariere, făcând internship-uri, practică și așa mai departe, chiar dacă e și neplătită. Și mai un lucru foarte important, partea de soft skills pe care trebuie să ți-o dezvolți tu singur, astfel încât atunci când te duci la un loc de muncă care chiar este pentru tine, să poți să ai satisfacția că ai ales să faci în viață ceea ce îți place. Pentru asta contează cel mai mult. Și ce-mi place că spui asta? Companiile care sunt într-adevăr companii cu departamente de resurse umane eficiente caută în primul rând omul potrivit pentru anumit job și de-abia apoi caută specialistul. Pentru că degeaba caută doar specialistul dacă, de exemplu, eu sunt o persoană extrovertită și după aia pe mine, ca specialist, mă închizi într-un birou și mă pui să lucrez singur. Foarte bine că punctezi lucrurile astea. Îmi place că din ce în ce mai mulți oameni spun, domnule, dacă nu faci ce-ți place, te chinui, doar te chinui și probabil și studenții gândesc la fel. Ai observat anumite trenduri, orientări ale studenților, preferințe către ce se orientează mai nou? Pot să spun că nu-mi place ce am văzut în licee în ultima perioadă. Toată lumea de ce? Are tendința de a urma așa o cale cât mai scurtă și să nu se chinuie, să ajungă să facă, eu știu, tot felul de școli de poliție, de exemplu. Asta nu mi-a plăcut. Dar, în schimb, dacă e să vorbesc de studenți, de cei care sunt studenții noștri, așa, pot să spun că tendința este una care ne îmbucură, în sensul că tot mai mulți studenți, și chiar dacă este pandemie, aleg să facă voluntariat la CCOC. Chiar dacă n-am avut contactul fizic cu ei, avem deja peste 100 de voluntari cu care lucrăm. Dar ce înseamnă asta? Ce fac ei de fapt? Ce fac ei de fapt? Păi, în primul rând, pregătesc campania pentru următoarea caravana Politehnicii. Okay. Se implică în tot ceea ce înseamnă zilele carierei. Îi învățăm pe ei ce înseamnă o carieră de succes și ei, la rândul lor, pot deveni mai departe formatori pentru restul colegilor lor, pot deveni mentori.
pot nu numai să livreze nu numai acțiuni de carieră, ci acțiuni de dezvoltare, proiecte de dezvoltare personală pentru studenți și pur și simplu vrem prin ei să vedem ce le lipsește studenților, astfel încât cu ajutorul ideilor, în urma brainstorming-ului pe care le facem de fiecare dată, să fim cât mai aproape de ceea ce își doresc studenții să facem pentru ei, să facă CCOC-ul pentru ei. Îmi place ideea asta. Eu nu mi-amintesc atunci când eram studentă să mă întrebe cineva ce îmi lipsește, ce îți place, ce nu-ți place. Eram lăsată deoparte, dar bănesc că acum e importantă conexiunea asta între... Toată treaba asta cu consilierea și orientarea în carieră, nu degeaba spuneam că în 2006 am invitat toate centre și nu numai din universități tehnice la Timișoara și după aia am început cu Iași, am început cu Timișoara, am continuat cu Iași, Cluj, București și așa mai departe. Ne întâlnim în fiecare an. Dar este încă la stadiu... cum să spun, încă pilotăm toată treaba asta. Deci, dacă la nivel preuniversitar există o rețea bine închegată și chiar cu reprezentare foarte clară în cadrul Ministerului Educației, la nivel universitar lucrurile încă nu sunt reglementate așa cum ar trebui. Și atunci, bineînțeles că suntem într-o continuă formare, într-o continuă finalizare a tot ceea ce înseamnă profesia de consilier, activitățile pe care trebuie să le facem, instrumentele pe care le folosim cu studenții. În două minute, Florin, cum crezi că va fi 2021? Eu sunt optimist și sper din tot sufletul să ne vedem cu studenții în 2021. Cred că o să se întâmple. Măcar din toamnă. Măcar din toamnă. Mi-e dor să mă întâlnesc cu elevii în caravane. Mi-e dor de team building-urile, mi-e dor de training-urile pe care le organizam cu studenții, mi-e dor de contactul față în față. Și atunci trebuie să fim optimiști. Am avut la cariera ta de curând emisiuni dedicate relațiilor, mobilităților internaționale. Încurajez pe studenți să aplice și pentru acest tip de experiență, pentru că, așa cum spuneam mai devreme eu, mie... momentele în care am ieșit destul de des ca student în afara țării mi-au deschis foarte multe orizonturi. Bine, îți mulțumesc mult de tot, să dea Dumnezeu să fie bine. Nu știm ce ne va aștepta, dar tot cu speranța îi dăm înainte. Îți mulțumesc că ai fost în platou. La studenții de ieri a fost colegul meu, Florin Bodin, realizatorul emisiunii Cariera Ta. Eu sunt Silvia Gherasim și până data viitoare aveți mare grijă de voi. La revedere!